Hei, salutare tuturor, eu sunt Cristi și am revenit cu un nou video. Astăzi vă voi învăța cum să jucați noul mod de Minecraft, modul Jail. Hai să începem. Păi, am să vă arăt pe serverul jail.herocraft.ro. Bun, deci aici așa este spawnul. Sunteți încă într-o închisoare și de asta se numește Jail. Deci, în acest mod, voi trebuie să strângeți bani, să minați și să cumpărați grade. Încep gradele așa de la Beta, Alpha, Eclipse, Elite, Veteran, Drug Dealer și Free. La Free sunteți liberi să plecați. Bun, aici așa aveți indicatoare, aici mergeți spre PvP și aici către mină, pădure. Bun, deci veți începe fără niciun item și aici puteți să luați lemn. Puteți și fără niciun item. Vedeți că voi trebuie să replantați pădurea dacă o tăiați. Luați lemne. Hai că încep și eu de la zero. Da, așa. Bun. Deci să zicem că așa adunăm lemn. Spargem copăcei. Ok. Și acum să zicem că am luat lemnul. Mergem la mină. Mina este pe aici așa, de la cum ieși de la pădure în stânga. Oricum o să vă obișnuiți voi pentru că aveți indicatoare. Bun, pe aici se merge la mină. Sunt și celule, adică în celule aveți chest-uri, furnace-uri și de ce aveți nevoie. Aici așa sunt celule, celulele VIP. Sunt și VIP și simple. Cele VIP sunt 500 de dolari și cele simple 150. Bun. Mina este aici. Și aici așa vă puteți crafta chestiile, obiectele. Bun, ne craftăm niște bețe. Așa. Probabil că voi nu o să aveți fier. Fierul se ia de aici, de la mina prizonierilor și fiecare grad are mina lui. Să zicem că facem un pickaxe. Bun. Voi... logică, nu o să aveți de la început tot ce trebuie. De aici așa puteți lua cărbuni, iron și cable. O să începeți cu itemele de lemn, după aia faceți rost de cable de aici. Așa. Și după aceea vă puteți crafta un pickaxe din cobblestone. Așa, da, să zicem că l-am făcut. Și după aia găsiți iron-ul. Oriunde ori fi el. Aici este ceva. A scris cineva. Ceva. Nu contează. Aici este shop-ul unde puteți vinde recolta, ca să zic așa, ce ați strâns. Așa, aici. Prețurile sunt destul de ieftine. Așa. Bun, deci ca să cumpărați un grad, ca să tot mergeți așa până la Free, începeți de la beta, scrieți, de fapt vă zic ca să vedeți gradele, scrieți ranks, slash ranks, ca să cumpărați un grad scrieți bui rank și numele și după aia dați slash m pe confirm. Ok. După ce am strâns bani, să zicem, și am adunat ăsta, scriem, v-am spus, așa, bui rank,
beta, să zicem, eu sunt beta, așa că așa zice că nu mai am destui bani. Oricum vreau să vă arăt mina beta. Alfa nu pot să vi-o arăt, dar o să vedeți voi. Aici sunt câteva buguri, dar nu este nicio problemă, stai liniștiți. Și cu mina asta, e aici se găsește redstone, dirt și sand. Puteți noul mod jail, zahărul, adică sugarul, este drog. De exemplu, cocaină. Și vă puteți face în celulă, de exemplu, o recoltă de zahăr, sugar. Și sugarcane-ul îl cumpărați voi de la alți playeri. Da, acesta este un bug. Nu vă faceți griji, dați un spawn sau asta și vi se rezolvă. Hai că dau un slay spawn. Am uitat să vă spun, n-aveți acces la nicio comandă, de exemplu, cum credeți voi, din modul obișnuit, TPA sau Warp, numai la minele gradelor aveți acces la Warp. În rest, la nimic. La PvP nu aveți acces, pentru că doar aici este PvP-ul. Și aici este și un fel de parkour. De fapt, este un parkour, numai că la mine nu prea merge să fug. Asta e. O să descoperiți voi cum se face acest parkour. Este foarte simplu. Eu l-am făcut. Oricum am să revin cu un video, cu un tutorial despre cum să jucați modul jail. Iar după voi reveni cu un video cu acest parcurs. Ok, cam asta a fost totul. Mulțumesc pentru vizionare. Până la următorul video. Baftă multă și la revedere!